Reacții intense după circul din Parlament. Reprezentanții puterii și ai opoziției se bat cap în cap în declarații pe tema revocării lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache. Cel mai vehement a fost chiar vicepreședintele Camerei Deputaților. A fost o zi tristă în Parlamentul României. Eu înțeleg un joc democratic și faptul că îți dorești anumite chestiuni, de la modificări legislative până la schimbări sau ocuparea anumitor funcții în Parlament, dar toate acestea trebuie să respecte niște norme minimale. Este vorba de Constituție, este vorba de regulament. Schimbarea membrilor biroului permanent, cât și schimbarea președintelui Camerei Deputaților, se poate face numai la solicitare expresă a liderului grupului parlamentar din care aceștia provin. Fostul ministru al muncii crede că a fost vorba de o acțiune concertată. Dacă se dorea revocarea președintelui, ar fi trebuit să fie o comisie. În cadrul acestei comisii, președintele să vină să dezbată argumentele și abia după aceea se putea ajunge la vot. Regulamentul, așa cum știți și dumneavoastră, are rang de lege și a fost supus și controlului Curții Constituționale. Din punctul meu de vedere, acest moment de astăzi a fost coordonat cu mai multe instituții, printre care, iată, și DNA-ul. Este foarte clar, din moment ce sunt trei vicepreședinți ai PSD-ului și pentru doi se cere revocarea și pentru al treilea nu, pentru că îl cheamă DNA-ul astăzi, mie mi se pare suficient de clar. Și opoziția a ieșit la atac. Membrii USR au declarat că alături de PNL și PMP au reușit să readucă democrația în Camera Deputaților. Ceea ce am văzut astăzi este că în momentul în care există o colaborare consistentă și o mobilizare foarte bună a opoziției, există posibilitatea ca această majoritate care sufocă România, această majoritate PSD-ALDE, să fie destructurată. Au fost incapabili să asigure cvorum în final și au fost incapabili pe toată durata dezbaterilor să admită un vot pe care știau că l-ar fi pierdut. În acest context, moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare devine cu adevărat o moțiune importantă. Astăzi, plenul Camerei Deputaților, în mod suveran, i-a revocat din funcție pe Liviu Dragnea și Florin Iordache. Românii trebuie să știe că PSD nu mai deține acea majoritate pe care o avea în Parlament și la ora actuală au fugit pur și simplu de un vot regulamentar pe care noi l-am propus. A existat un vot final, domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților, Pirtea, a supus plenului cele două puncte de pe ordinea de zi și la ora actuală Liviu Dragnea și Florin Iordache sunt foști lideri ai Camerei Deputaților. Asta este marea victorie a opoziției. Războiul politic a început în Camera Deputaților după ce prim vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a cerut înlocuirea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ, dar și cea lui Florin Iordache, cel care conducea ședința de plen. Însă Iordache a refuzat să supună la vot solicitarea liberalilor și a închis ședința. În final, vicepreședintele liberal Marilen Pirtea a preluat conducerea plenului și a obținut prin vot demiterea lui Dragnea. Votul acesta însă nu a fost validat.